Cei trei copaci. A fost odată ca niciodată un deal și pe dealul acesta creșteau trei copaci înalți. Cum e vorba de o poveste, copacii aveau și ei visurile lor, pe care și le povesteau unul altuia. Primul a spus: eu vreau să fiu transformat în corabie, să duc pe mare prinții și prințesele lumii. Eu, a zis al doilea copac, aș vrea să fiu transformat într-un sipet care să țină comorile cele mai mari ale lumii. Eu, zise ultimul copac, vreau să ajung cel mai mare și mai falnic copac de pe dealul acesta și să se uite cu respect spre mine toți oamenii. Într-o zi au venit acolo tăietorii de lemne. Primul copac jubila când a fost tăiat, căci se vedea cea mai mare corabie construită vreodată. Al doilea la fel, căci se vedea o ladă plină de aur curat. Al treilea era îngrozit, dar a fost și el tăiat. Primul copac a fost dus într-un sat de pescari și transformat în câteva bărci de pescuit. Al doilea, în loc de lada cu comori, a fost făcut iesle pentru animale. Al treilea a fost tăiat în două bucăți și lăsat într-un grajd vreme de mulți ani. Visurile copacilor păreau să fi fost fărmate. Corăbile, comorile și semeția păreau acum atât de departe. Dar, peste ani, o femeie însărcinată nu a avut unde să nască și a născut în ieslea făcută din trunchiul celui de-al doilea copac. Mai târziu, fiul ei a ieșit pe mare, într-o zi cu bărcile făcute din primul copac și s-a făcut furtună mare. El a spus furtunii să stea și furtuna l-a ascultat. După o vreme, omul acela a cărat în spate lemnele făcute din cel de-al treilea copac și a fost răstignit pe o cruce făcută din lemnul acestuia. O iesle poate să țină cea mai mare comoară. O barcă de pescuit poate să-l transporte pe cel mai mare rege, iar două lemne pot fi copacul cel mai înalt văzut vreodată.